data de 4 decembrie 2022, martor luminos din dosarul per Pepper 2018 și făptuitorul din dosarul per Pepper 2019, pe nume ploieșteanul Ionuț Daniel, nu mai are rost să mai divaghez, îmi spunea că să am grijă că uite mă mai lovește mașina. Îmi dădea de înțeles că din cauza demersurilor mele legale pe care le fac inclusiv împotriva lui, am diverse accidente, referindu-se că la accidentul pe care l-am avut pe 11 noiembrie 2022. Ploieștene, bine dracu că pe șoferul care m-a lovit nu-l chema ploieșteanul Iulian. Știi ce vreau să zic? Ăla care s-a urcat beat la volan, care a dat peste o femeie pe care a ucis-o, același care a fugit de la fața locului. Știi cine? Ăla care a făcut 3 ani pentru ucidere din culpă. Lumușorule, lumușorule, mamă, tată, da ele. Mamă, n-am unde să fug, că mă vede țigani. Mamă, n-am unde să fug, că vrea că să-mi ia banii. N-a jana, mamă, mamă, tu janezi, mamă, mamă. Dau 3000 de capuri pe 30 de femei care să trece tare. Urzu! Își bate joc de ei. Dacă Urzu spare, ce o să facă Abi? Cine îi mai dă valoare? Doamna Guru, Guru tu! Bună ziua! A, salut! Ai zis până la 12! Ai zis că vin la 12! Da, stai că vreau să plec pe tine! Ce ai? Ce ai? Ce ai? Asta trebuie! Am rezoluția cântă de pe mâna! A, că e noiembrie! Și-a la noi. Da, de la IGP Constanta. Da, măi, de la noi e. De la dumneavoastră. De la noi, de la poliție, nu? Da. De asta zic. Data trecută eu am zis dumneavoastră și ai zis care eu, că eu n-am nicio treabă. Da, înțeleg. Eu m-am referit la instituția poliției. Băi, nu știu, eu ți-am zis, ultima oară te-am văzut foarte reticent și inclusiv v-ați spus și față de mine, dar nu înțeleg de ce. Ok, păi asta dumneavoastră... Adică nu i-am dat amendă și tu nu zici că noi nu ne facem treaba. Nu am zis că vă faci, nu am spus că nu vă face treaba. Am spus că îi cunoașteți. Omule, orașul e mic, eu cunosc multă... Cunosc mulți oameni în orașul. Da, domnule! Nu-s răspunzători de ce fac ei. Asta nu înseamnă că eu sunt prieten cu ei. Domne, din procesul verbal a semnat un martor care e care mi l-a dat domnul Ababe. Stanciu, mă, Stanciu. Stanciu, domnul Ababe. Păi cum, domne, era... Ia-te, amenziți, iată amândouă Stanciu, că am verificat. Nu, care amândouă? Eu doar nu l-am semnat. Păi Stanciu te-a dat. Mamă, n-am unde să fug, că mă vede țigan. Mamă, n-am unde să fug, că vrea că să-mi ia banii. N-a jana, mamă, mamă, mamă. Tu janezi, mamă, mamă.
Ciul, Stanciu... Ca, mai vine una acum pe drum? Stanciu Valentin. Ia... Nu, Stanciu Marius, că ăsta sunt doi de Stanciu, nu-i poliție. Nu, Stanciu Valentin. Ascultă, da. Stanciu Marius, i-a dat primul. Lubora, noiembrie, iar Stanciu Valentin ți-a dat amendă ție în seara aia. Da. Și eu, împotriva dânsului, am făcut plângere pentru abuz de... Nu, plângere pentru abuz de serviciu. La parchetul de pe judecătoria constantă și după ce termin cu domnul Bora, o să-l dau și pe domnul Abadei în judecată, pentru că am niște înregistrări. Da, dumneavoastră, de ce mi-a spus mie să mă duc la palat, să mă duc la palat? Da, pentru că dacă nu a spus ce spun eu, pentru că așa trebuie. Scuze-mă puțin pe mine. Ok. Și zic imediat de ce te-am chemat aici. Am, de că am descris foarte puțin și te nu te mai rețin. Dom'le, eu nu, astăzi nu mai dau nicio declarație. E perfect, da. Nu vrei să dai, ascultă, nu vrei da. Să dai declarație, scriu că nu declarație mine. Alo. Ieși. Ah, pensai că n-am mai plecat în teren, că mi-a venit o persoană la urmă și plec imediat. Bine, ba. Din moment ce am dat două declarații. Am trimis hârtia asta la județ, la șeful nostru. Da. Domnul, șef al meu mare de la județ, mi-a scris cu negru aici. Trebuie să știu. El mi-a văzut că am aplanat un filtru. I-am audiat pe ea trei. Ascultă-mă puțin. Dânsii nu pot, dânsii nu pot fi martori în martori. Ascultă-mă, ce reclamă tu pe Stanciu? E altă problemă. Nu, nu pe Stanciu și pe Ababe. Eu vorbesc de respectivii, Bora. Omule, i-am audiat și pe ei, în petiția. Întâi, dacă se poate să-mi dați să văd și eu ce au spus. Că în citația aceea se specifică că am dreptul la consultarea dosarului. Da, mă, omule, ascultă puțin. Bora Dragoș, l-am auzit. Mi-a zis că nu vrea să mai aibă probleme cu tine. Dai în glume cu mine? Păi nu tu o dai în glume cu mine. Deci ce dai, mă, mine? Își menține, uite, piața deja. În continuare, atât eu cât și familia mea, nu avem nicio problemă cu acesta. Ne luăm angajamentul ca pe viitor să-l ignorăm, ocazie cu care pe viitor vom păstra o relație cu, vom păstra aceeași relație cu acesta, adică nu mai băgat în seamă. Păi eu nu l-am băgat în seamă de atunci. Tu când ai depus plângerea asta, asta e o iluzie, să te lase în pace și toate problemele să le rezolvați pe care le legală. Instanță, poliție și adică, să nu mai ai seară la scandal. Da, nu asta ai vrut? Păi. Le-am audiat și pe fete. Bora, Andreea, Angelica. Bora, nu știu ce. De la acel conflict și până în prezent, nu am mai avut probleme cu vecinul nostru și în continuare îl vom ignora și nu vom da curs altor scandale, altor scandaluri. Dom'le, eu n-am... Eu, ascultați-mă, n-am nicio intenție să fac scandal cu ei, să mă iau de ei. Deci, pentru că ei au venit în coa și mai ce facem, domnule, le luăm iar alta amendă? Nu, domnule, nu vă... Dacă, dacă dânsii, domne, deci 5 luni de zile n-am avut nicio problemă. Ascultă-mă, știi că am vorbit cu tine da. De o chestie și ți-am promis că o să rezolve problema. Da. Ia zi, de când ai depus plângere, ai mai avut probleme cu ei? Nu. N-ai mai avut probleme cu ei. Aseară, de exemplu, am fost de muncă până la 12 noapte, nu numai eu, mai mulți colegi, am mers cu girofarul când am trecut expre prin fața scării la tine, nu era. Una dintre fete am văzut un parcul din spate de la R4, ce dracu era, R4. Toți trei mi-au zis că nu au nicio problemă, le-am adus la cunoștință. Le-am adus la cunoștință. Domnule, vecinul vostru nu are probleme cu dumneavoastră, el vrea de ce i-am zis. Domne, ia să mai zic o fază, care o să o zic și în instanță, scuturam mochetele. Scuturam mochetele, eu i-am dat pe ei domne, cum, pe cum, ăsta e motiv, motiv ca să, ca să-mi provoace mie o reacție furibundă și să... Eu le-am explicat că tu ai bună voință și că vrei doar să fii lăsat în pace și că nu vrei să te mai...
Eu pot să mă țigănesc pe cale legală, cu dânsii, pe cale legală. Pot să mă țigănesc și cum dumneavoastră. Și cu poate pe cale legală. Pe cale legală. Eu vorbesc țigănesc între ghilimele. Pot să mă tigănesc cu oricine, dar nu să dăm unul în altul. Ascultați-mă, dânsii dacă să aștepte să greșesc eu în fața dânșilor și atunci, dar nu să mă provoace ca să strânească Asta le-am explicat. Știi minte că ți-ai zis că fac procesul la verbal de aplanare și reconciliere? Mi-ai semnat tu primul, semnătura ta, uite, fetele și el. Da. Au semnat toți, i-am trecut pe toți aici. Da. Uite, Bora, Bianca, Maria, Bora, Angelica, Andreea, Bora, Dragoș și tata. Da. Așa, i-au semnat toți. Așa. Acum. Dar vreau să consult declarațiile lor în ce au spus. Ascultă-mă cu privire la... Ți le dau să vezi tot ce se întâmplă. Eu acum te întreb pe tine. Ce m-a întrebat și pe mine și cu meu și mi-a scris acolo. Okay. El a văzut că am aplanat, că m-am vorbit cu el. A văzut că am aplanat starea conflictuală. Da. A văzut că nu am mai fost plângeri de la data de când v-am auzit și te-am promis că o să-i potolez și te las în pace. Da? Ceea ce până acum, cel puțin până în ziua de azi, se confirmă. Faptul că nu ți-a mai făcut nimic. Da. Ce m-a întrebat el pe mine? Pentru că tu n-ai specificat pe nicăieri în plângerea asta. Tu ai făcut sesizarea ca să te lase în pace cu conflictul, adică este petiție către IPJ, sau vrei să depui plângere penală? E varianta ta care vrei să o iei, merge pe care vrei. Plângere penală. Plângere penală, da? Da. Deci o păi e pentru, spuneți, pentru lipsire de libertate, nu, că nu mi-au. Lipsire de libertate. Nu mie mi-au zis alții. Nu, e pentru lovire și alte violențe. Ok. Tu dacă vrei să reclami lipsire de libertate, asta reclami. Păi nu, păi aici ceea ce spun eu, în declarație spun că nu s-au pus în fața, una în fața interfonului. La interfon. La interfon și în casa scării. Așa. E adevărat că le-ați spus fetelor dumneavoastră care îmi blocau accesul în scară la data de 11 mai 2017, lăsați-mă să intre? Nu, am spus, nu-l lăsați să intre, chemați poliția pentru că le-a agresat. Nu-l lăsați să intre? Da, nu-l lăsați să intre. Am spus, nu-l lăsați să intre. Până vine poliția. Pentru că am făcut sesizare la poliție. Nu poți să iei chile să te îngrași. Și dacă n-ai bani, n-ai cum să-i superi pe șmecherea. Și dacă n-ai bani, n-ai nici să le lași la urma. Și dacă n-ai bani, păi dacă n-ai bani, păi dacă n-ai bani. Pentru cei ce ne-au făcut un ordin de ceva, să-i mai poți întârzia, să o iai de la început. Au plătit cu viața lor ale fiilor. Nazar de plângerea penală și ploieșteanul Ionuț Daniel tipa din toaleta poliției la pușcărie. Ploieșteanul Ionuț Daniel fiind ce vedeta în audiat la PCA.